Ansamblul folcloric Spicul Dorobanțu duce tradiția mai departe. Înființat în luna martie a anului 2013, la inițiativa primarului comunei Vasile Stoica, ansamblul a reușit, prin participarea la diverse competiții în țară și străinătate, să facă numele județului Călăraș cunoscut. Recent, jocul din zona Munteniei a fost promovat de Spicul Dorobanțu la un festival internațional din Turcia, de unde s-a întors și cu un trofeu, dar și cu diplomă de participare. Din ansamblu fac parte 28 de mici artiștii ai școlii gimnaziale Dorobanțu, care reușesc să scoată în evidență universul satului de altă dată. Am plecat în căutarea păstrătorilor cântecului și dansului popular și am ajuns în comuna Dorobanțu din județul Călăraș, acolo unde tradițiile sunt încă vii. Haideți să cunoaștem împreună activitatea ansamblului folcloric Spicul Dorobanțu. Ansamblul Spicul Dorobanțu este ansamblul folcloric al satului Dorobanțu. A fost creat la 30 martie 2013 la inițiativa domnului primar Vasile Stoica. Acest ansamblu este format din 28 de elevi. Ansamblul folcloric Spicul promovează cultura tradițională și creația locală, populară, actuală, printr-o activitate artistică riguroasă. Printre activități culturale enumerăm Ziua Comunei Dorobanțu, Hora Mare din Călăraș, emisiunea TV, Familia Favorită, festivaluri internaționale. Avem aici unde a participat la festivaluri Grecia, Croația, Macedonia, Muntenegru, Cehia, Bulgaria și Turcia, luna aceasta, Antalya. Am participat la acest festival, care au mai participat și alte țări, încă 9 țări, printre care le enumerăm Ucraina, Estonia, Turcia, Bulgaria. Acest schimb cultural a fost o experiență foarte plăcută pentru copii din ansamblul Spicul Dorobanțu, a contribuit la îmbunătățirea lor spirituală. Avem coregraf aici pe domnul Celestin Mihai, coordonator eu, Manolache Ștefan, și toată susținerea pentru acest ansamblu, domnul primar Vasile Stoica, care acum au cumpărat ținute noi pentru copii, pantofi pentru fete și băieți, 14 perechi pentru fete și 14 pentru băieți de pantofi noi. Apropo de costume populare, cât de greu vă este să le achiziționați? Spre exemplu, până să cumpere domnul primar recent aceste costume și pantofiori pentru cei care fac parte din ansamblul Spicul Dorobanțu, cum v-ați descurcat înainte? Cât de vechi erau acele costume? De câți ani erau? Erau de 10 ani costumele. În 2013, când a luat înființare ansamblul Spicul, au fost cumpărate costumele, care ele au fost până în ziua de astăzi, le-au folosit copiii, iar acum au venit cu alte costume, la fel modelul, noi nouțe pentru copii. Și mulțumim pe această cale domnului primar Vasile Stoica. Apropo de plecările acestea în străinătate, vreau să știu cum ați reușit să ajungeți acolo, să vă înscrieți la acele competiții și să dansați așa cot la cot cu ansamblurile din țările acestea dezvoltate și foarte, foarte mari. Da, am primit invitație de la acestea, am primit invitație din Turcia, Antalya. Este un domn organizator care ține legătura cu dumnealui în permanență, care are festivaluri nu numai în Turcia și în țările europene și ne trimite invitație. Și noi cu invitația aceasta către primărie mergem și rugăm frumos să ne sprijine ca să putem să participăm și noi la aceste festivaluri. Yeah.
cum a fost? Ce am înțeles că ați obținut un trofeu, despre ce trofeu e vorba? Da. Am obținut o diplomă și un trofeu de participare. Diplomă de participare și trofeu, cum au obținut și celelalte țări. Am înțeles că s-a întâmplat și ceva interesant acolo, că v-ați reunit așa cu toții și... Da, la acest festival au participat și alte țări din România, din Sibiu, Cluj și Vâlcea, printre care din România un ansamblu au cântat, au reprezentat un cântec și l-am dansat împreună cu celelalte ansambluri și cu celelalte țări. Da, am întins o horă, să zicem. Spuneați că cei din Turcia v-au invitat la acest concurs. Cum au aflat de dumneavoastră? Noi participăm la alte festivaluri. Am fost promovați și pe pagina de Facebook și ținând legătura cu domnul acela care se ocupă de toate festivalurile acestea, ne-au trimis și nouă invitație și care noi am răspuns cu drag. Cum decurge activitatea acestui ansamblu folcloric? Unde vă antrenați? Câte ore de antrenament fac copiii? Vă antrenați zilnic, săptămânal? Nu, săptămânal, în fiecare marți, la ora 5, avem câte 2 ore săptămânal. Și avem, ansamblu este format și încă o grupă mai micuță. Este format din 28 cei mari și 24 cei mici. Și da. Niște mititei da, pe da. Îi pregătim pentru viitorii membri ai ansamblului Spicul Dorobanțu. Ce se întâmplă cu cei mari după ce termină școala? Unii din ei mai vin, alții merg la facultate în funcție de programul lor, încep și serviciul la muncă, e mai greu să mai ajungă la ansamblu. În acest moment sunteți deschiși la înscrieri? Se mai pot înscrie copiii? În momentul de față nu. Vom face la anul iar înscrieri. La 1 septembrie, când începe anul școlar, acum am făcut înscrieri, avem o groază de copii, 24 cei mici și 28 ceilalți mari. Deocamdată ne-am făcut... Da, da, exact. În general, copiii care se înscriu trebuie să fie doar din comuna Dorobanțu sau și din alte localități ale județului Călăraș? Nu, numai din comuna. Deci doar din comuna? Numai din comuna Dorobanțu. De la școală? De la școală, exact, da. Ce fel de dansuri și de cântece scoateți în evidență, nu știu, la toate competițiile la care mergeți dumneavoastră? Din ce zone? Din zona Munteniei. Avem suite din zona Munteniei care le prezentăm, zona noastră, zona Munteniei. Ne puteți da așa câteva exemple, nu știu, denumiri de... Da, avem Hora, Giamparaua, avem o altă suită, Muntenia, Ardeleana, avem mai multe. Revin din nou la primăria comunei Dorobanțu. Spuneați că domnul primar vă asigură așa toate cele necesare. Vorbim, desigur, de partea financiară. Da. Cum vă descurcați cu partea financiară? S-a întâmplat, nu știu, vreodată ca domnul primar să nu aibă de unde să vă dea acei bănuții de care dumneavoastră aveați nevoie? Nu s-a întâmplat niciodată. De câte ori am apelat la dumnealui, de atâtea ori... Dumnealui a fost de acord cu totul. Uh-huh. Pentru că tot participați așa la diverse competiții, o bateți așa țara în lung și în lat și nu doar țara, sunteți prezenți și la nivel internațional la concursuri. Știu că aveți așa în palmares mai multe premii, cam câte premii? Cu câte premii vă puteți lăuda? Estimativ așa. Premii? Mai multe premii. Da, avem mai multe premii. Am participat anul trecut la Bran, Refășitul Oilor. Am avut tot așa un premiu, premiul
3, aici a fost cu premii. Acum 2 ani tot la fel, la răvășitul oilor, tot așa am avut premiu și la mai multe festivaluri din țară au fost cu premii, iar celelalte au fost diplome internaționale, au fost diplome de participare, a fost, nu a fost pentru premii. Cui se datorează rezultatele acestor elevi care fac parte din acest ansamblu minunat? Rezultatele se datorează domnului coregraf Celestin Mihai și tuturor care susțin acest ansamblu. Domnul coregraf, de cât timp? Domnul coregraf face parte din luna martie anul acesta, pentru că ansamblul Spicul Dorobanțu a fost condus de domnul coregraf Aurel Mailat, care regretatul Aurel Mailat, și dumnealui Celestin Mihai este din luna martie 2022. Aveți așa un mesaj să le transmiteți copiilor din cadrul ansamblului? Da, un mesaj copiilor, le mulțumesc frumos pentru participare și felicit pentru tot. De cât timp faceți parte din ansamblul folcloric Spicul Dorobanțu? De 5 ani. Și eu tot de 5 ani. Ce v-a făcut să vă înscrieți în acest ansamblu? Tradiția. Cine ți-a insuflat așa dragostea pentru tradiție? Eu, practic, pentru că am văzut că se strânge și sunt foarte frumoase dansurile și atrăgătoare și m-a atras și m-am înscris și mă descurc și chiar mă bucur și le mulțumim instructorilor că ne învață și ne-au învățat și ne vor învăța mult mai multe și ne-a atras. Pe tine ce te-a făcut să alegi dansul? M-a motivat și fratele meu și mi-a plăcut dansul, adică stilul de a lucra, îmbrăcămintea și mai multe lucruri care m-au îndemnat să rămân și să rămân cu sufletul acolo. Spuneai cumva că ai preluat dragostea pentru dans de la fratele tău. Fratele tău a fost, da, și el în ansamblu. Da, a fost și el. 2 ani a fost și după a plecat pentru că s-a dus la liceu. Asta a fost prima mea plecare în Turcia. Și cum ți s-a părut acolo? Foarte frumos, foarte multe ansambluri, am vorbit cu toți, nu în engleză. A fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Nu mă așteptam să fie așa. Să înțeleg că ați legat și prietenii. Da, da. Și mai țineți legătura acum unii cu alții? Nu, nu am mai ținut, dar ne-am luat, rămas bun, am spus că ne vedem la anul, dacă se poate. Vei mai merge la astfel de competiții în străinătate? Da, chiar, da. De ce? Pentru că îmi place să vorbesc cu multă lume, îmi place să dansez și... Păi îmi place că mă înțeleg cu colegii mei, îmi place foarte mult la dansări. Pentru tine, tot pentru prima dată a fost când ai participat la o competiție în străinătate? Da. Și cum ți s-a părut? Foarte frumos, ne-a atras foarte mult și plecarea, și distracția, și dansurile. Și a fost excepțional, nu am ce să spun și să comentez. La un moment dat veți crește, știm cu toții, asta se întâmplă cu noi toți, da? Creștem, devenim adulți și ne dorim probabil și alte schimbări în viața noastră. Ce veți face pe mai departe? Veți rămâne în zona aceasta a dansului sau v-ați gândit la altceva? Ne-am gândit să rămânem pentru că ne-a atras foarte mult ansamblul și ne-am creat o familie, să spun așa, cu toții și ne-am apropiat unul de altul și, na, familia... A doua, să spunem așa.
Da, și eu la fel, cum a spus și ea, nu mă voi lăsa, chiar dacă voi merge la școală, la liceu, la facultate, nu mă voi lăsa și când voi la muncă, promit că voi rămâne la ansamblu. Super! Despre coregraf, ce ne puteți spune? Ce să vă spunem, este un coregraf foarte energic și foarte de treabă. Râdem, glumim, dar și când vine partea de dans, ne descurcăm. Deci când e vorba de muncă, nu se joacă, se muncește, da? Da, exact. Exact, da. Când e vorba de muncă, atunci muncim, lăsăm gluma la o parte și pentru a ieși cât mai frumos, chiar dacă este, pentru a ieși cât și cât mai frumos, rămânem, suntem serioși. La început, când ați pășit așa în lumea aceasta frumoasă a dansului popular, cum a fost pentru voi? Ați avut emoții? Vă era teamă că nu o să învățați pașii așa cum trebuie? Cum v-ați simțit așa? Am avut emoții, mai ales la primele două, trei plecări, să spun așa. Au fost și mari emoții și mici. Nu am ce să spun, dar chiar este foarte distractiv și foarte frumos. Da, și eu am avut emoții pentru că mi-era frică că nu mă voi descurca, nu voi înțelege pașii pe care îi predau și m-am descurcat. Cum este când vedeți că vă aplaudă lumea? Cum este când primiți trofee? Cum vă simțiți? Ne simțim foarte bine, ne simțim ca niște oameni foarte descurcăreți și foarte excepționali, să spunem așa. Da, ne bucurăm. Și cum a spus și ea, ne dăm seama că lumea chiar ne apreciază.